Hey guys, for more reviews, just hit the subscribe button below and stay tuned. I upload weekly for you the best audio system reviews. Want to help me? Just leave a like and share my content. Let's see what we have today. Salut prieteni, astăzi o să facem un unboxing și nu orice unboxing, ci un unboxing la Panasonic MAX 4000. Este un sistem care nu prea se mai găsește pe piață. Eu consider că în curând va fi discontinuit, ca și multe alte sisteme super tari care au fost pe piață, inclusiv de la Sony, inclusiv de la LG, care pur și simplu acești producători nu le mai produc. Haideți să facem unboxing, să vedem cam ce este cutie. După cum vedeți, cutia arată foarte, foarte ok. Da, se poate vedea, nu este desfăcută absolut deloc. Da, Panasonic MAX 4000. Este modelul de este cam primul model în gama MAX. Este vorba, nu, de fapt este al doilea model. Este 3500, 4000, 7000 și 9000, care bineînțeles nici 9000 nu mai este de actualitate. Haideți să vedem ce e cutie. Am și cutit. Protecția și avem consola. Consola minunată de la Panasonic. Telecomanda care este deja în folie. O vedeți foarte, foarte ok. Multe funcții pe aia. O să vorbim mai încolo despre ea. Protecțiile, bineînțeles. Consola în sine, care o vom scoate chiar acum. Consola nu este foarte grea, este destul de ușurică. După cum vedeți, este învelită în această folie de protecție. Haideți să o punem puțin jos și să scoatem la suprafață. Să o punem aici. Bun, haideți să fixăm puțin camera pe aia, să o desfoliem. Apropiem camera. Bun. Cum vedeți, nouță. Nu am desfăcut-o absolut niciodată când am cumpărat-o. Am cumpărat-o acum 2 ani de zile, la un anumit preț. Acum, dacă vreți să cumpărați așa ceva, nu-l mai găsiți la prețul respectiv. Aș putea să îndrăznesc chiar să zic că nu-l mai găsiți absolut deloc. Ce e aici? Da, era un... și bun. Haideți să vedem consola și mai de aproape. Lasă, vin cu camera, dacă e. Asta este consola. După cum vedeți, este impecabilă. O să vă arăt ce este și în spatele consolei. Ca să punem camera jos. Am fixat camera, haideți să vă arăt și în spatele consolei. Nu sunt prea multe lucruri de văzut, dar țin să vi le arăt. Că, fiind un unboxing, cam trebuie să vedeți tot ce ține consola. Bun, pe spate găsim următoarele. Avem un port FM, antenă, auxiliar, left-right, pin în care intră boxele.
capite alimentare, un radiator, un ventilator care menține consola rece, da? Și mai multe, nu? Cam asta este consola Panasonicului MAX 4000, destul de simpluță, nu are foarte multe chestii, dar foarte, foarte puternică. Hai să vedem, punem consola deoparte și vedem care este treaba cu boxele. De fapt, acolo ne doare cam cel mai mult. Bun, prieteni, după ce am văzut consola principală a Panasonicului MAX 4000, haideți să vedem cam ce este cu boxele astea care după toată lumea moare în ultimul timp. Cam căutate boxele astea. Să luăm cuțitul, bineînțeles, și să încercăm să... Deci sunt foarte grele, cred că au, nu știu, cred că 20 de kg ambele boxe. Sunt foarte, foarte masive, făcute de lemn, este foarte, foarte grijă. N-am vrea să întâmple ceva, să mergem și pe partea asta. Un pic în partea asta, un pic în partea asta, punem cuțitul deoparte. Și exact astea sunt boxele, să le vedem. Spectaculoase, desfăcute pentru prima dată după 2 ani de zile, în care pur și simplu mi-ar da mâna să le desfac, să le aud. Acum o să fie problemă cam cum să le scot eu din această cutie. Vă dați seama că înapoi nu le mai bag. Haideți să scoatem mai întâi protecțiile astea. Nu știu dacă vedeți pe cameră. Da, vedeți pe cameră. Scoatem protecțiile. Să le punem deoparte. Asta. Boxele sunt înfoliate, bineînțeles. Dumnezeule, cum apuc eu de boxa asta să o scot? Este foarte, foarte greu, dar trebuie. Haideți că am reușit, cred. Da, am reușit. Haideți să o punem deoparte. Acum nu știu dacă boxa respectivă este pe față sau pe spate. Nu, este bine. Am numărit. Dumnezeu le-am numărit. Sunt foarte, foarte greu. Bun, în cutie mai găsim. Wow, surpriză. Găsim această punguță în care avem cablul de alimentare, care e foarte vizibil aici, inclusiv un cablu de alimentare pentru America, în partea asta, și da, baterie pentru telecomandă, și inclusiv ar trebui să fie și antena. Da, antena este chiar aici. Exact, uitați aici. Bineînțeles și cărticele pentru utilizarea, manualul utilizării acestei combine, dar asta prea puțin contează, contează foarte mult aceste minunății. Haideți să scoatem și a doua boxă. Mergem pe partea asta și încercăm să o scoatem și pe a doua boxă. Ar trebui să fie mai ușor de prima de scos. Eu așa zic. Oh, așa. Foarte, foarte grele. Chiar asta este invers, bineînțeles. Bun, rămân cu cutia goală, haide să desfacem și boxele. Deci, prieteni, pe lângă boxele de la Sony LBT LX9AV, aceste Panasonic MAX 4000, cum să vă spun, sunt niște moști. Nu credeam că e diferență în halul ăsta de mare de dimensiune, să vedem dacă e și de sunet. Bun, haide să luăm un cuțit. Da, și bineînțeles, să le desfacem. Ok, foarte, foarte bine. Și cred că sunt,
Am înțeles, mai sunt și așa. Bun, o să dureze puțin mai mult unboxing-ul ăsta, pentru că e prima dată când desfac așa ceva. Nu am mai trecut până așa, sincer să fiu. Și am puține emoții, mă scuzați dacă fac un pic neîndemânatic. Deja se văd, deja se văd, Dumnezeule, deja se văd. Bun. Haideți să vedem dacă putem să le răsturnăm într-un fel. Pentru că ele au un anumit scotch și aici, da, care se simte într-adevăr. Haideți să vedem dacă pot eu să îl tai și cu acesta. Cred că am reușit. Cred că am reușit. Dar întrebarea e mai aici pe spate, scotch sau nu mai? Răspunsul este da, mai e. Să vedem cum facem, să le facem și să punem. Ar trebui să o punem în felul următor. Da. Aici era problema. Au luat și transpirații de răspund, foarte sincer. Hai să zic în boxa puțin mai în spate. Am văzut în toată spuzare. Iar acum. Bun. Avem unboxing-ul boxei din stânga, care este aceasta. Uitați-o, da, în sfârșit, în sfârșit o văd. În sfârșit o văd, Dumnezeule. Strângem puțin această folie pentru că s-ar putea să mai avem nevoie de ea. Punem bine. Așa. Una rezolvat-o, o dăm puțin mai spate, să vadă mai bine. Impecabil, în o nouță. Panasonic MAX 4000, bineînțeles, boxa din stânga. Haideți acum să desfacem și boxa din dreapta. Sper să mai am emoțiile astea. Aici, într-adevăr, aș vrea să rezolv fără să mai opui pe lateral. Să vedem dacă s-a rezolvat. Cred că da, aici. Aici este la fel. Dacă putem să ridicăm și boxa din dreapta. Se pare că da, se pare că nu. Ba, da. Da, s-a dat puțin asta. Asta e niciun fel de problemă. Boxa din dreapta. Asta e boxa din dreapta. Nu s-a desfăcut cum vreau eu, dar problemă. Uf, astea sunt boxele care sunt de mult, de mult așteptate. Sunt puțin emoționat, ce pot să spun. Dar și de foarte mult timp. Bineînțeles, folia o punem bine pentru că l-am spus. Nu se știe niciodată când vom avea nevoie.
Ia. Chiar dacă se luptă puțin, o rezolvă. Bun. Astea fiind spuse, haideți să dăm trepiedul puțin mai aproape. Să vedem momentul în care voi lua folia de pe ele. Pentru că se întâmplă și momentul ăsta. Hai să vedem. Auzi sunet. Sunet, sunet. Cum se aude? Impecabil, impecabil. Impecabil. Hai să dăm puțin pe spate. Fabulos. Fabulos. Arată extraordinar. Sunt foarte, foarte impunătoare. Haideți să dau mai aproape. Să vedem și în partea asta, în partea dreaptă. Este cam așa. Super, super, super. Absolut super. Cei care au aceste sisteme și sunt mulțumiți de ele, îi felicit pentru că Panasonic MAX 4000, așa cum și LG X-Boom seria RN, au un model deosebit, care este cât de cât echilibrat. Bun, aș putea spune că Panasonic în seria MAX, MAX 4000 este cam cel mai echilibrat. MAX 7000 este foarte, foarte puternic, iar basul acoperă în altele. Câteodată, nu tot timpul, iar MAX 3500 este un puțin cam slăbuț. El face față într-o încăpere cât de cât, nu știu, potrivită. Dar MAX 4000 este sistemul care este cel mai apropiat de perfecțiune. Așa cum și în seria X-Boom de la LG, RN 7000 mi se pare cam cel mai ok. Bun, după ce am văzut și acest unboxing spectaculos, care eu l-am făcut, bineînțeles, pe aceste boxe minunate care sunt ale mele, nu vreau să mă dau mare. Acum hai să le și conectăm la acea consolă și bineînțeles să vedem cam cum se aud. În încăperea asta v-am mai spus și mi-am cerut scuze de multe ori față de voi. Încăperea are puțin ecou, într-adevăr, dar fiind goală, aproape goală, poate pe parcurs voi remedia această problemă. Am de gând să mut boxele în altă cameră, mult mai mică, și sper să audă cât mai ok. Microfonul este pe drum, da, este pe drum de 3 zile. Microfonul care îl voi conecta la acest device cu care eu înregistrez, fie că îl înregistrez cu GoPro, fie cu telefonul, se va auzi altfel. Acum, ce pot să spun decât haideți să conectăm boxele la această consolă și să vedem cum se aude. Revenim. Bun, acum eu l-am instalat. Bun, haideți să facă cum ar trebui să arate în spate Panasonic MAX 4000 instalat corect. Deci cam asta e ordinea. Da? Nu uitați, nu uitați. Eu prima dată m-am speriat, am crezut că luminile, nu că m-ar pasiona luminile, să știți, la boxe, pentru că mie mi se par niște boxe serioase, mi se par alea fără lumini. Dar având această posibilitate, boxele acestea, asta e. Puteți să băgați luminile sau nu. Eu prima dată am crezut că nu merg luminile și după aceea am verificat mai bine. Bine, ele sunt foarte, mufele acestea sunt foarte, foarte mici. În special astea la lumini. Dar să nu le uitați. Bun, după ce m-am arătat cam cum se instalează corect în spate boxele, nu vă speriați de firele astea care sunt aici multe, ele trebuie aranjate într-un fel. Da? Hai să vedem cum se și aude. O să băgăm și în priză. Da? O să mutăm consola centrală, o să mutăm pe masă ca să nu vibreze. Și vreau să o părerile voastre, bineînțeles, sau să pun muzică de la NCS. Mulți spun că muzica de la NCS se repetă, dar nu am ce face pentru că aceasta este singura muzică pe care eu o pot folosi în videoclipurile de YouTube. Altă muzică nu am copyright pe ea. Asta este o muzică free pe care dacă o anunți în descrierea videoclipului, te lasă să o folosești. Voi încerca să diversific
să fac cât mai multe teste pe aceste boxe, inclusiv în comparație cu LX9, inclusiv în comparație cu celelalte boxe pe care eu le am, da, vedeți? A, și încă o chestie să vă spun, a mai apărut un amplificator aici, da, cel de la Pioneer, să-ți dau asta la o parte. Este vorba despre A602R, pe lângă acest onchiu care l-am, A815, da? Voi face destule probe, inclusiv cu boxele acestea de la JBL, da? Să vedem care au fidelitate mai ok, care se aud mai ok. Haideți să le dăm puțin drumul, să vedem cam despre ce este vorba, revenim într-o secundă. Bun, odată și l-am instalat, hai să vedem cam cum se aprinde. Bun, ăsta este butonul off, s-a aprins. Caută Bluetooth-ul. Bineînțeles că nu-l găsește. Am vrut să vă arăt cam care este... Asta cam este lumina. Putem seta, da? Boxele arată cam așa. Eu zic că arată chiar ok. După cum auziți, consola centrală are un zgomot. Să nu vă speriați, ce vine de la acel ventilator din spate care merge pentru a menține consola și anume rece. Bun, luminile sunt acestea, random, le-am setat. Roșu, avem verde, avem albastru, este un albastru, un bleu, roz, portocaliu. Haideți să vedem cam cum se văd și fără lumină în casă. Eu voi stinge aceste becuri. Haideți să vedem cam cum se vede. O să las camera puțin jos. Și vom vedea acum. Super tare. Mai am o lumină aprinsă, nu este chiar stinsă toată lumea din casă, dar se văd super tare. Super tare se văd. Bun. Acum că am văzut și cum se văd în întuneric, inclusiv consola centrală, să vă arăt. Uitați, se vede în felul următor. Foarte ok. Să știți că se văd mai bine în realitate decât pe cameră. Uitați și mai de la depărtare să vedeți cum se văd. Super tare. Nu sunt lumini din acelea ieftine care se găsesc pe boxele acelea ieftine. Nu mai vorbim despre ele. Bun. Haideți să vedem cam cum conectăm. Aprindem lumina, vedem mai bine. Bun. Haideți să ascultăm boxele astea, am lăsat lumina puțin mai încet, ca să vadă splendoarea lor, da? Haideți să le dau pe auto, să vedeți chiar toate culorile. Bun, volumul o să fie undeva la, eu dau cu telecomanda acum, deci cu telecomanda fac. Deci volumul o să fie undeva în jur de 20 și... Haideți să vă spun până la cât merge. Merg până la 50-le. Deci vă dați seama ce dezastru pot face. Haideți să-l ascultăm la jumătate, la 25, volum 25, da? Să vedeți cam care este puterea acestor boxe. Audiție plăcută!
aud. Hai să ne puțin mai încerc să ne înțelegem, că nu putem să ne înțelegem de sunetul imens, impunător pe care boxele astea le scot. Efectiv, gresia vibrează, vibrează efectiv. Nu am cuvinte să descriu cam care basul în casă și credeți-mă că este o încăpere foarte mare. Nu este mică absolut deloc. Boxele astea, dacă le poziționez cum trebuie, nu cum le-am poziționat eu acum, foarte, foarte unite, o să-ți creeze o senzație de bas extraordinar. Să-ți dau puțin mai încet, că chiar ne înțelegem. Acum sunt la 4, deci nici măcar la 7 nu poți să înțelegi. La 4, gata, l-am potolit. Bun. Ascultând acest test, vreau să, nu știu, să-mi spuneți care este părerea voastră despre sistemul ăsta, dacă el merită cumpărat, da? Dacă se aude ok, dacă are bas suficient și dacă, cum să vă spun, dacă singurul minus care ar avea acest sistem ar fi zgomotul acela produs, zgomotul mic produs de acel ventilator aflat în spatele consolei centrale, care în momentul când asculți muzică nu s-aude absolut deloc, dar în momentul în care muzica este dată la minim de tot, eu l-aud aici, acel sunet se aude. Nu știu dacă este deranjant sau nu, aceeași problemă am avut-o și la UA7, aveam un ventilator, cei de la Panasonic pun ventilatoare pe sistemele lor pentru a proteja sistemul de supraîncălzire, pentru a-l răci. Acum, dacă vă deranjează aceste chestii, nu știu ce pot să vă spun. Sistemul, din punctul meu de vedere, se merită fiecare bănuț în cheltui pe acest monstru. Mie mi se pare cel mai echilibrat în gama Max. V-am spus că are chestia Max 3500, este un pic mai blând. Max 7000 este foarte, foarte puternic, are bas foarte mare, acoperă în altele. Decât dacă ești fan, nu știu, unui anumit gen de muzică. Mi se pare cel mai echilibrat. Aștept comentariile voastre, părerile voastre despre sistemul ăsta. Rele, bune, ce ar trebui să fac încolo, să-l vând, să nu-l vând, glumesc, nu o să-l vând. După cum vedeți, mai am și alte boxe, da? Ele există, le colecționez, asta este pasiunea mea și asta o să fac de acum încolo. Sper că prin acest videoclip să vă clarific situația despre Max 4000, dacă se merită cumpărat, dacă merită cumpărat sau nu. Dacă apreciați acest videoclip, vă rog frumos, bineînțeles, dați un like, un share și un, bineînțeles, un subscribe acestui canal. Până data viitoare, vă rog frumos, fiți atenți, stați safe și nu uitați, iubiți, high five. V-am pupat, pe data viitoare. Yo guys, tough choice. Which one sounds better? Leave me your comments below. They are very important for me. Till next time, don't forget to subscribe, like, and share. Have a nice day, guys.